cernice, părinte decan, prea cu cernice, părinte consilier, prea cu cernice, părinte protopop, prea cu vioși, prea cu cernici părinți, prea cu vioase magi, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule director al Casei de Cultură Municipale din Cluj-Napoca, domnule primar, onorate oficialități și iubiți frați și surori. Să împlinesc 75 de ani din ziua în care a plecat în eternitate Octavian Goga. Cei pricepuți poate că ne vor spune mai multe amănunte legate de acest moment de pomenire și moment aniversar. Eu, în mod special, pe de-o parte, pe lângă ceea ce am spus în biserică, vreau să ilustrez prin trei strofe de poezie că Octavian Goga a fost un om cu puternic crez religios, pe care l-a moștenit de la părintele Iosif, tatăl său, și pe de altă parte să redau doar câteva fraze din multele cuvântări ce s-au scris atunci când pleca în eternitate. Și frazele sunt luate din cuvântul unui om duhovnicesc care a pătimit pentru credința lui. Este vorba de părintele Toma Chiricuță. În ce privește, să zic eu așa, demonstrația că era un om credincios și un om a rugăciunii, poezia pe care și-a intitulat-o tocmai așa, Rugăciune, este ilustrativă. Rătăcitor, cu ochii tulburi, cu trupul istovit de cale, eu cad neputincios, stăpâne, în fața strălucirii tale. În drum mi se defac prăpăstii și negură să-mi bracă zarea. Eu în genunchi spre tine caut, părinte, orându-i-mi cărarea. În pieptul zbuciumate doruri, eu simt ispitele cum sapă, cum vor să-mi tulbure izvorul din care sufletul s-adapă. Din valul lumii lor mă smulge și cu povața ta înțeleaptă în veci spre cei rămași în urmă, Tu, Doamne, văzul meu îndreaptă. Dezleagă minții mele taina și legea farmecelor firii, sădește în brațul meu de-a purui tăria urișa iubirii. Dăm cântecul și dăm lumina și zvonul firii îndrăgostite, dăm raza soarelui de vară, dă ploaia pelor mele ostenite liniște. Iar în ce-l privește pe părintele Toma Chiricuță, vă redau doar câteva fraze. Prin moartea lui Octavian Goga, neamul românesc pierde un profet, un poet și un luptător. Un profet e în primul rând pentru noi Octavian Goga. Nimeni n-a vestit în scrisul lui cu mai multă credință, cu mai multă statornicie și tărie, ziua eliberării Ardealului. Desigur, nu întâmplător Dumnezeu a ales pe feciorul lui Iosif preotul ca prin scrisul lui, cu savoare de bătrâne cea slave, să vestească poporului său ziua cea mare a eliberării. Pe lângă că e profet, Octavian Goga e și un mare poet. De altfel, această împreunare nu e ceva nou, ci au mai fost și alți oameni dăruiți cu această harismă.
În al treilea rând, Octavian Goga a fost un luptător. Un luptător în slujba a două idei, a două credinței. Acea a iubirii de neam și acea a creștinismului. În ce privește harisma de profet a lui Octavian Goga, noi, cei din partea aceasta de lume, noi clujeni în general, am primit din partea lui o prorocie, pentru că atunci când se ridica catedrala din Cluj și episcopul Nicolae Ivan era tare strâmtorit pentru că nu-i mai ajungeau bani, l-a pus pe consilierul Sebastian Stanca să-i scrie lui Goga, Goga care era amic cu Nicolae Ivan și de data aceasta era ministru și a sprijinit din plin ridicarea catedralei, i-a scris că n-ajung bani. Și Goga a făcut o prorocie părinților. Nu mai am bani să vă dau. Să o faceți un pic mai mică. Dar să știți că și de o faceți un pic mai mică, tot Catedrala Mitropoliei Daciei Superioare va fi. Aceasta a fost prorocia care s-a împlinit de-abia acum, pe vremea regretatului Mitropolit Bartolomeu. Cu piozitate ne adunăm aici lângă mormântul lui, pentru că plecarea lui la Domnul a avut loc tocmai pe 7 mai 1938. Dumnezeu să-l odihnească cu sfinții, iar cei ce știu mai multe, poate că ne vor mai spune. Și îi și dăm dânsului bagheta de moderator.